Săptămâna trecută, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, a avut loc o întâlnire informală a conducerii Federației Române de Fotbal cu membrii afiliați din ligile a doua și a treia, întâlnire la care Fotbal Club Zălău a fost reprezentată de președintele Ioan Morar, care s-a întors de la Mogoșoaia cu vești bune. O noutate, să vă spun în premieră, poate o știți, poate nu o știți. Corvinul nu prea la promovare anul ăsta ei nu au voie să promoveze pentru că erau 3 ani, le fost suspendată promovarea. Și s-ar putea că anul ăsta să promoveze echipa de pe locul 2. Dar eu v-am mai zis și nu mai repet, poate ultima dată mai zic până la sfârșitul returului de campionat, pentru noi obiectivul să ne clasăm cât mai sus. Nu discutăm de promovare, să nu se înțeleagă altceva. În aceste condiții, având în vedere faptul că echipa antrenată de Marius Pașca este numai la 6 puncte de ocupanta locului 2, echipa CSO Șorhei, chiar dacă obiectivul echipei nu este promovarea, acționarii grupării de la poalele Meseșului ar putea să profite de această mare oportunitate și să suplimenteze bugetul pentru ca echipa să atace promovarea în Liga Secundă încă din acest an. Cu siguranță nu va fi ușor în Liga 2, dar odată cu promovarea în cel de-al doilea eșalon, unde meciurile mai nouă sunt televizate, cu siguranță lângă echipă vor veni și sponsorii, al căror nume va fi mult mai mult mediatizat decât este acum.